CSM Știința a disputat ultimul meci pe teren propriu din acest an. Formația băimăreană de rugby a primit vizita echipei CSM București în cadrul etapei a patra din Cupa României la rugby. Jucătorii antrenați de George Sava au dominat partida de la un capăt la altul, însă au comis mai multe greșeli care în final i-au costat un punct. În fața propriilor suporteri, băimărenii au deschis scorul în minutul 7 printr-o lovitură de pedeapsă transformată de Taniela, iar în minutul 16 scorul a devenit 8-0, după ce Mihai Lămboiu a reușit primul eseu al meciului. A urmat o perioadă foarte bună a bucureștenilor, care în doar 4 minute au marcat 10 puncte și au preluat astfel conducerea. CSM Știința a revenit și a încheiat prima repriză în avantaj, după eseul marcat de Iuri Natriașvili și transformat de Alexandru Bucur, scorul pauzei fiind 15-10. Zimbrii au început foarte bine partea secundă a jocului și au obținut un eseu de penalizare după mai multe greșeli comise de apărarea oaspeților. Băimărenii au rămas în atac până la finalul meciului, însă nu au mai reușit să înscrie, cu toate că au irosit foarte multe faze importante. Contrar cursului jocului, CSM București a marcat un eseu în ultimul minut de joc. Formația antrenată de fostul tehnician băimărean Eugen Apioc obține astfel punctul defensiv din acest meci. Știam că ne așteaptă o partidă dificilă. Din păcate n-am reușit decât punctul bonus defensiv, dar felicit jucătorii pentru efort. Am suferit destul de mult în grămezile ordonate, dar până la urmă am reușit să revenim și să luăm punctul bonus pe final. Zic că o partidă echilibrată și în prima repriză am avut câteva ocazii pe care n-am reușit să le materializăm. CSM Știința se impune în final cu 22-15, însă pierde un punct important după mai multe greșeli comise în timpul meciului. O victorie grea. N-am greșit mult, am făcut multe greșeli. Din păcate, sper la meciul cu Steaua să le corectăm. Un meci pe care noi ne l-am făcut greu. Puteam să marcăm cel puțin a doua repriză de 4-5 ori și să luăm și punctul bonus. Nu am reușit. Noi ne-am făcut meciul greu, n-am fost concentrați în ultima fază, în ultima parte a terenului, când e cel mai important și trebuie să marcăm. În următoarea etapă a Cupei României, CSM Știința Baia Mare va avea o partidă extrem de dificilă în deplasare la Steaua București. Meciul dintre cele două mari rivale va avea loc sâmbătă, 2 decembrie.